Bună ziua, suntem din nou la emisiunea aceasta Să cunoaștem termenii, împreună cu Beniamin Cruceru, cu pregătire în domeniu, de aceea și am apelat la tine, Beni, îți mulțumim că ai ales din nou să fii cu noi. Cu mare drag. Și astăzi ne-am gândit, pentru că am fost confruntat de multe ori cu întrebarea, câte Biblii sunt, a cui e Biblia adevărată, Biblia voastră este ca a noastră și întrebări în zona aceasta a Scripturilor, dar mai ales faptul că în unele confesiuni Biblia are anumite cărți, numite cărțile apocrife. Și am vrea, Beni, dragă, să lămurim ce înseamnă o carte apocrifă. Ce este apocrifă? Da. Termenul în sine, termenul apocrifa, provine din limba greacă și are sensul de obscur sau ascuns. Este un termen care a început să fie folosit prin secolul 5 după Hristos și se referă la un număr de cărți care nu sunt parte a Bibliei în sensul de autoritate, nu li se conferă aceeași autoritate. În catolicism sunt în număr de 7, pe când în ortodoxie, pe lângă acestea 7, mai sunt adăugate încă vreo 4 cărți și un psalm care este la sfârșit psalmul 151. Așa că, în ce privește aceste cărți, trebuie să le înțelegem în raport cu Scriptura, în raport cu Biblia. Biblia, așa cum poate știți unii dintre dumneavoastră, este formată din Vechiul Testament și din Noul Testament. Adică Vechiul Testament prezintă evenimentele lui Israel în principal, poporului Israel și cu Dumnezeu a ales și a format ca națiune. Toate aceste evenimente sunt înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, iar Noul Testament prezintă viața Domnului Iisus Hristos și dezvoltarea Bisericii primare, adică bisericii din primul secol. În Vechiul Testament avem 39 de cărți, în Noul Testament avem 27 de cărți. Și acestea reprezintă canonul sau autoritatea finală a creștinătății. Termenul acesta, canon, este un termen care înseamnă standard. În limba greacă, canonul era un băț de măsură, dacă vreți, metrul pe care îl avem noi în zilele de astăzi, ruleta din zilele de astăzi. Și sensul termenului canon este de standard, de măsură. Așa că standardul creștinătății este Noul Testament, iar Vechiul Testament este acceptat atât de creștin cât și de evrei. Și prezintă istoria poporului Israel, așa cum spuneam mai devreme. Așa că atunci când vorbim de apocrife, vorbim în raport cu canonul, cu standardul. Și canonul acesta a fost separat, stabilit în funcție de Vechiul Testament și de Noul Testament. Acum există o dată oficială în care a fost stabilit canonul Vechiului Testament și al Noului Testament, dar ceea ce trebuie să înțelegem este că lucrurile acestea, acceptarea acestor cărți ca fiind autoritative, ca având autoritate, nu s-a întâmplat pur și simplu că cineva a dat o lege și toți creștinii sau toți evreii au acceptat canonul Vechiului Testament sau al Noului Testament. Nu. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Ci aceste cărți au fost scrise prin inspirația lui Dumnezeu, prin autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o anumitor persoane, nu neapărat în sensul de dictare, că le-a dictat și au scris, ci Dumnezeu s-a folosit de înțelepciunea lor, s-a folosit de emoțiile lor, de stilul lor literar și de personalitatea lor, și le-a dat, prin inspirația Duhului Sfânt, înțelepciunea să scrie toate aceste cărți. Și aceste cărți, fiind scrise, au ajuns să fie recunoscute de către evrei, în cazul Vechiului Testament, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, și apoi, în cazul Noului Testament, de către biserică, au avut o circulație răspândită, au fost scrise și iarăși scrise generație după generație și transmise din biserică în biserică, din generație în generație, și astfel au ajuns ca după o perioadă îndelungată, evrei sau
creștinii să recunoască aceste cărți ca fiind pline de autoritate. Cum, întorcându-ne la apocrife, apocrifele nu au aceeași autoritate precum Vechiul Testament sau Noul Testament. Și nu spun asta doar ca protestant, ca evanghelic, ci aceasta este învățătura oficială atât a Bisericii Catolice cât și a Bisericii Ortodoxe. În ce privește Biserica Ortodoxă, conferă o mai mică autoritate cărților apocrife decât o face Biserica Catolică. Biserica Catolică s-a zbătut destul de mult ca să confere o autoritate mai mare cărților apocrife și abia la 1546, în ceea ce este cunoscut ca fiind contrareforma, un fel de răspuns la reforma lui Luther, au dat o autoritate mai mare cărților apocrife, deși acestea erau cunoscute de mii de ani, au dat autoritate mai mare și le-au numit deuterocanonice, adică un al doilea canon. Și totuși, chiar și în catolicism, nu au aceeași autoritate și aceeași valoare precum au cărțile canonice, cărțile care sunt partea Vechiului și al Noului Testament. Iar în Ortodoxie, ele poartă titlul sau sunt denumite după un termen grecesc care înseamnă lucruri care sunt citite. Ce înseamnă asta? Cărțile apocrife sunt foarte bune pentru a le citi ca istorie sau ca înțelepciune pe care o să o luăm pentru noi. Putem să învățăm din ele cu siguranță, dar nu le conferim aceeași autoritate ca Biblie. Spun asta ca evanghelic și totodată și ortodox și învățătura oficială ortodoxă spune același lucru. În aceste cărți, de exemplu, este acoperită o perioadă istorică ce este absentă din Sfânta Scriptură. Între Vechiul Testament și Noul Testament avem o perioadă de peste 400 de ani care nu este acoperită. Ce s-a întâmplat în perioada aceasta? Ei bine, la aceste întrebări ne răspund cărți precum Cărțile Macabeilor, ne prezintă ce s-a întâmplat în perioada aceea de istorie, secolele 2, secolul 1, înainte de Hristos, cum Dumnezeu a continuat să aibă un plan cu poporul evreu în acea perioadă. Dar nu înseamnă că, deși ne informăm din aceste cărți, le conferim aceeași autoritate precum cărțile Bibliei. S-ar putea să fie erori strecurate, s-ar putea să fie lucruri care nu sunt în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu și de aceea sunt cărți bune pentru o informare din punct de vedere istoric sau poate pentru a învăța din exemplele altor. În ce privește cărțile apocrife, acestea nu sunt menționate în Noul Testament, există o singură excepție în cartea Iuda și poate aluzii, dar în Iuda este o referire directă la Enoch, la cartea lui Enoch, 1 Enoch, care este considerată cu cea mai bună transmitere. Restul există și 2 și 3 Enoch și așa mai departe. Acestea au fost scrise mult mai târziu. Așa că aceste cărți sunt bune pentru informare, dar nici în catolicism, nici în ortodoxie nu li se oferă același grad de autoritate precum este dată Scripturii în întregime ei, Vechiul și Noul Testament. Și pe lângă acestea am putea să vorbim despre un alt subiect care nu intră automat în apocrife, dar uneori este menționat, ceea ce sunt numite pseudogrifele. Sunt scrieri mai târzii din creștinism, de către creștini, dar subtitluri false, am putea să spunem, oameni care și-au asumat autoritatea unor figuri importante din creștinism, apostolilor sau diferitelor persoane care au stat în preajma Domnului Iisus Hristos, dar sunt respinse de către creștini, evident, au fost oricum scrise mai târziu și nu au nicio dovadă clară că sunt corecte, că au fost scrise de persoanele respective și datorită dății. De exemplu, cum e Evanghelia după Toma sau a lui Toma? Sau... Exact, da. Au fost anumite grupări eretice din creștinism care au vrut să își transmită mesajul cu autoritate.
și au asumat un nume zicând cartea sau Evanghelia sau Apocalipsa asta a fost scrisă de Toma sau cum Matei, mai sunt luați mai mulți ucenici puse numele lor lângă aceste cărți, dar oricum aceste cărți au fost scrise mult mai târziu și se vede clar că sunt departe de învățătura Sfintei Scripturi și de aceea nu sunt recunoscute. Beni, vreau să te întreb în contextul ăsta al apocrifelor, chiar și a ce spuneai înainte, în special cartea Enoch devine tot mai populară în librării, ea este citită, cumpărată, am observat lucrul acesta, și nu numai cartea Enoch. Omul de rând ia cartea, o citește, nu are noțiunile astea exacte, tehnice, să se raporteze distinct la o carte apocrifă față de Sfânta Scriptură, care e autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Și poate o preia tot ca un mesaj divin. Nu are discernământul să facă, știu eu, selecția asta matură. Măi, ăsta e de la Dumnezeu, asta e istorie, o tratez ca o istorie, cu infiltrații, erori și așa mai departe, greșite. Acolo, pe când Scriptura este autoritară, directivă pentru viața noastră. Ce recomanzi tu și cum ne ajuți tu, ca sfat vorbesc, ca să ne raportăm corect? Vorbesc de aspecte practice. Când vorbim de apocrife, să nu fim în extrema de a elimina orice informație culturală, dar în același timp să avem o abordare corectă față Sfânta Scriptură. Cred că lucrul ăsta este valabil cu privire la orice carte. Cred că Spurgeon spunea, dacă mi-aduc bine aminte, citește multe cărți, dar trăiește într-o singură carte, adică în Scriptură, în Biblie. Îmi place să citesc și citesc foarte multe cărți, dar fiecare carte trebuie privită din perspectiva autorității. Și evident, orice autor poate să facă o carte, să scrie o carte care este cât se poate de aproape de adevăr și să ai o încredere mai mare în acel autor, sau să citești o carte care este scrisă de un autor care în mod intenționat vrea să te inducă în eroare cu privire la ceva anume sau vrea să te mintă sau vrea să te convingă pur și simplu de poziția lui, pentru că el este convins, dar nu este adevărul ceea ce prezintă el. Așa că atunci când ne raportăm, să zicem, la 1 Enoch, o putem citi, este o carte bună de informare, dar să nu-i dăm același grad de autoritate precum îl dăm Sfintei Scripturi. Pentru că Sfânta Scriptură este, a fost filtrată, a fost studiată, analizată de către mulți oameni și pur și simplu din perspectivă literară și din punct de vedere istoric, pe când toate aceste cărți apocrife, nu doar că nu li s-a dat un grad de autoritate egal cu Scripturile, cu Biblia de către creștini, dar același lucru este valabil și cu privire la evrei. În fond, aceste cărți sunt cărți evreiești. Unul, Enoch, de exemplu, este într-adevăr o carte populară și poate că acolo s-au introdus anumite elemente care sunt adevărate. Problema e că nu știm care sunt și care nu sunt. Știm, de exemplu, că au fost alte scrisori care apar în Noul Testament pe care nu le avem. Scrisoarea către Laodicea sau față de Corinteni au fost mai multe scrisori. Ei bine, Dumnezeu nu a îngăduit ca să avem acele scrisori pur și simplu. Și El a considerat, și ni se spune lucrul acesta în Scriptură, că tot ceea ce avem în Scriptură este suficient pentru noi ca să cunoaștem ceea ce este necesar în ce privește viața veșnică. Și în fond, dacă am studiat și am citit și am citit și am citit, tot nu am putea să ajungem la viața veșnică, pentru că nu prin citit sau prin cunoaștere ajungem la viața veșnică, ci prin faptul că credem în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în jertfa sa, ne pocăim, și ceea ce ne este oferit în Scriptură este suficient pentru viața noastră de credință ca să căpătăm mântuirea de la Dumnezeu.
Beni, cum ai răspunde la un sceptic care nu este mulțumit cu un răspuns simplist? Aici e Biblia, canonul Scripturii, recunoscut de întreaga creștinătate, aici este cartea sau cărțile, sunt cărțile apocrife, ai grijă cum le tratezi. Un sceptic ar putea spune, de unde știu eu care e criteriul principal de selecție, dacă criteriul principal de selecție și de separare între cele două este un obiectiv și un într-adevăr aprobat de Dumnezeu. Poți să vii și să răspunzi unor astfel de întrebări. Poate unii sunt sinceri, dar vor un răspuns corect. Care este principalul sau principalele criterii de selecție între a ști ce e al lui Dumnezeu în exclusivitate și ce nu-i aprobat de Dumnezeu ca fiind Scriptură? Din exterior e normal să existe întrebări și să existe scepticism. Iar noi în creștinism, mai presus decât orice, ar trebui să ne dorim adevărul în orice formă ar fi el, sub formă științifică, sub formă literară sau orice altă formă. Și chiar Domnul Iisus Hristos spune că singurul care ne eliberează este adevărul. De aceea eu cred că orice întrebare cu privire la Sfânta Scriptură, la autenticitatea transmiterii Sfintei Scripturi, trebuie pusă. De aceea este un domeniu care m-a interesat și l-am studiat și am putut să văd că Sfânta Scriptură a fost transmisă cu acuratețe. Acum, în domeniul academic, cred că există un grad de subiectivitate când se vorbește despre Sfânta Scriptură și despre transmiterea Sfintei Scripturi și cum a fost scrisă și cum a apărut, în special Noul Testament, dacă e să vorbim despre Noul Testament, și alți autori antici. De exemplu, Socrate, avem scrieri foarte târzii, Homer, gândiți-vă că la Homer avem o diferență de la secolul IX, când s-a scris Iliada și Odiseea, până vreo, cred că pe la anul 1000, în jur de anul 1000 avem efectiv documentele care ne ateste existența acestor scrieri. Deci avem aproape 2000 de ani. În jur de 2000 de ani, diferență de la documentul original până la copiile pe care le avem. În ce privește Sfânta Scriptură, în ce privește Noul Testament, avem documente, e drept, unele sunt fragmente, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, avem documente încă din secolul II. În ce privește Vechiul Testament, de exemplu, avem cartea Isaia, care a fost descoperită aproape în întregime în surile de la Marea Moartă, și cartea Isaia, care prorocește despre Domnul Iisus Hristos, avem acea minunată prorocie din Isaia 53 despre suferința Domnului Iisus Hristos, apare în istorie și avem manuscrise studiate de oameni care nu sunt neapărat creștini, dar au studiat aceste manuscrise, au datat acest sul undeva cu cel puțin 60 de ani înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă nu mai mult de atât, asta este cifra minimă. Așa că atunci când privim din punct de vedere a ceea ce se numește critica textuală, am studiat acest subiect și eu cred că putem să avem încredere în raport cu alte scrieri antice, fie istorie, fie pur și simplu literare, putem să avem mult mai multă încredere în aceste surse și datorită numărului, peste 5.000 de manuscrise sau fragmente ale Noului Testament, dacă vorbim strict despre Noul Testament, în limba greacă, nu mai vorbim despre traduceri sau alte limbi, pur și simplu în limba originală în care a fost scrisă Scriptura, în care a fost scris Noul Testament. Iar în ce privește pur și simplu selecția acestor cărți, cred că biserica primară a avut o iubire pentru adevăr și de transmitere corectă a acestor manuscrise la generațiile următoare și de aceea au fost stabilite niște criterii clare când te uiți la ele. Toate scrierile Noului Testament au fost scrise de către ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care au fost martori direcți ai morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Aici intră inclusiv Apostolul Pavel, care l-a văzut pe Hristos înviat după, într-o revelație specială.
El, într-un fel, este, am putea să spunem, excepția, dar mărturia lui este o dovadă clară a lucrării făcute de Dumnezeu, ca un om care a persecutat biserica să-L urmeze pe Hristos. E uimitor cum se poate întâmpla așa ceva, să aibă loc o așa schimbare dintr-o dată. Scriam în urmă cu ceva timp într-un articol, a fi ca și când Hitler dintr-o dată decide să nu mai omoare pe evrei și să le dea drumul. Cam așa a fost ce s-a întâmplat cu Pavel, care îi persecuta pe credincioși. Așa că atunci când ne uităm la biserica primară, da, există o selecție acestor documente, pentru că vorbim din punct de vedere al literaturii ca specimen. Există o selecție, dar această selecție este făcută cu atenție și avem oameni care cu grijă au scris ceea ce a scris. Evanghelistul Luca, de exemplu, ne spune că înainte de a scrie Evanghelia sa, a stat de vorbă cu martorii care au văzut acele lucruri. Se vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că a trebuit să meargă să vorbească cu mama Domnului Iisus Hristos, care era încă în viață la vremea respectivă, cu alți martori, ca să vadă exact cum au stat lucrurile. Era doctor de meserie, era un om al științei, în limita științei de atunci, dar dorea să prezinte cu cât mai mare acuratețe cum s-au întâmplat evenimentele la vremea respectivă. Așa că, raportat la alte documente, pot să am mai mare încredere în scrierile Noului Testament decât pot să am în Tacitus, decât pot să am în scrierile lui Aristotel sau lui Platon, care a scris despre Socrate. Aristotel, de exemplu, a fost găsit un document pe la anul 1000 în limba arabă și au trebuit să traducă din arabă în greacă și în alte limbi în care au tradus, pentru că originalul efectiv s-a pierdut de-a lungul istoriei. Da. De aceea, scuze-mă, da. Putem să avem încredere în Sfânta Scriptură. Da, întotdeauna vor apărea în știri aceste pseudepigrafe, Evanghelia lui Toma, care erau partea unor grupuri eretice marginale, ce au scris mult mai târziu, partea mișcării gnostice. Creștinii nu sunt străini de lucrurile acestea, nu erau străini de lucrurile acestea nici la vremea respectivă. Aceste grupări sunt menționate în scrierile patristice, toate aceste grupări. Ba chiar în secolul IV avem un fel de enciclopedie a grupărilor eretice din creștinism. Nu e nimic nou. Da. Mă gândesc că e la modă și poate e popular să, și de senzație să creezi un fel de conspirație în jurul creștinismului și în jurul persoanei lui Hristos, pentru că da, atrage popularitate și de senzație. La un moment dat poate deveni chiar comercial, să faci bani de pe asta, cum s-a făcut și un film în urmă cu ceva ani. Dar până la urmă noi trebuie să ne uităm și să avem maturitatea să discernem, să vedem adevărul. Dincolo de ce ai zis, perspectiva aceasta științifică, dacă vrei, mă gândesc că cel mai preocupat să conserve și să păstreze adevărul e chiar Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este suveran așa cum vine și ne comunică, El vrea să se asigure că ceea ce El comunică este păstrat în ceea ce omul înțelege că este Sfânta Scriptură și nu va permite, nu va, are toată capacitatea și autoritatea să păstreze Scriptura așa cum ea este comunicată ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândesc că El ar trebui să avem și doza de încredere în Cel care zice, aceasta este Biblia mea, așa o recunoaște creștinismul, cuvântul meu, credeți-l, știi? Până la urmă și o doză de încredere, că la asta ne invită creștinismul, și la încredere, nu numai la înțelegere. Și la încredere, nu numai la înțelegere. Așa este, da, din perspectiva creștinului, după ce am studiat și am analizat toate lucrurile, am ajuns la concluzia asta, dar este perfect de înțeles pentru oricine are întrebări, are îndoieli. Și așa cum spuneam mai devreme, în fond, ceea ce iubim și ceea ce dorim este adevărul. Și
adevărul poate fi căutat și găsit, da, la început avem întrebări, putem să ne îndoim cu privire la Scriptură, dar cred că dacă vom studia lucrurile atent și nu doar vom merge pe niște conspirații sau niște cărți care au fost scrise, precum cea lui Dan Brown, în care s-a scris doar așa ca să fie o carte interesantă și să se vândă și nu are acuratețe în sine, doar că face referire la o evanghelie falsă, o evanghelie gnostică mult mai târzie, sau că mai apare în știri câte un fragment că se vorbește despre soția Domnului Iisus Hristos, Maria Magdalena, apropo, document care în mod clar a fost dovedit că este fals. Am prieteni care nu sunt neapărat creștini evanghelici, dar au studiat documentele acestea și s-a dovedit clar că sunt documente false. E o lume fascinantă, se încearcă să se scrie, să se facă artefacte, documente vechi, antice, pentru că sunt foarte scumpe. Se vând pe bani foarte mulți, pe milioane de dolari, și se găsesc poate documente antice, suluri vechi, le iau și pe sulurile astea vechi, care prezintă vechimea de acum 2000 de ani, scriu ceea ce vor să facă să se vândă documentul respectiv. Și acesta a fost cazul cu o femeie foarte apreciată la vremea respectivă, totuși se pare că a fost înșelată și a ajuns să cumpere, să susțină un document care era de fapt un fals. Se poate întâmpla oricui. Mulțumim, Beni, mulțumim pentru lumina și înțelegerea care ai adus-o și asupra acestui subiect. Acum, la final, dacă vrei, un gând de final pentru toți care vor urmări acest material. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți-l și din perspectiva scepticului și din perspectiva celui care crede, dacă sunteți în poziția respectivă. Este o carte fascinantă, doar dacă ar fi să o studiem din punct de vedere literar. Dar mai mult de atâta, nu doar din punct de vedere literar, Scriptura mi-a schimbat mie viața și am văzut cum a schimbat viețile multora, am văzut cum mi-a transformat mie viața și viețile celor din familia mea, și viața mea ar fi total diferită dacă nu aș fi citit Cuvântul lui Dumnezeu și nu l-aș fi acceptat ca autoritate. Așa că oriunde v-ați aflat, din orice poziție a scepticului, citiți-o. Studiați, dacă aveți întrebări, puteți să mă căutați, puteți să mă găsiți pe Facebook sau în alte surse online, veți da peste mine. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu, puneți întrebări, critică textuală, comparați cu alte surse, vedeți cifre, analizați ca omul de știință să vedeți ce autoritate are Tacitus, pe ce se reazămă tot ceea ce suntem învățați poate în clasele de istorie, din istoria romană, câte documente sunt în comparație cu Scriptura, vedeți cum are loc acest proces al transmiterii, vedeți, traduceți toate aceste lucruri. Și după ce veți face tot acest studiu, eu cred că veți vedea că există acuratețe în transmiterea Sfintei Scripturi, dacă ar fi să privim doar din punct de vedere științific, nu din perspectiva creștinului care privește Cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate. Dar, dacă veți vedea acuratețe, atunci trebuie să vă puneți și semne de întrebare. Oare este Cuvântul lui Dumnezeu? Și dacă este Cuvântul lui Dumnezeu, ce voi face cu el? Cum îl voi citi de aici încolo? Și cum va fi viața mea schimbată de aici încolo? Vă mulțumim, îți mulțumim și ție, Beni, mulțumim că ai fost cu noi și spunem în vremurile acestea sănătate ție, familiei tale și tuturor care le slujești cu bucurie. Doamne ajută! Doamne ajută!